Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem un Silver Chest în care avem 147 de gold, Barbarian Hunt și Arrows, un Golden Chest în care avem 563 de gold, Royal Delivery, Spear Goblins, Electro Spirit și Hog Rider. Și mai avem în tire 3 chesturi, 2 crown-uri și un legendary. Hai să vedem, 1118 gold, 2 gemuri, cannon, skeletons, electro spirit și battle healer. Ok, și în următorul avem 1178 de gold, 2 gemuri, royal giant, bats, cannon și elixir golem. Bun, și legendary chest-ul, în care hai să vedem ce legendară ne pică, și avem un Night Witch. Bun, o legendară bună, pe care am mai folosit-o de-a lungul jocului. Haideți acum să continuăm cu meciurile din Colosseum. De vreo 3 zile avem... Suntem în Colosseum și am jucat meciuri, 2 dintre ele le-am câștigat și sper să reușim aceeași performanță și acum. Hai să-i dăm drumul cu primul meci. Vom juca cu primul deck, cel cu P.K. Valkyrie, Hog și Tesla, îl știți. Este asemănător cu deck-ul nostru clasic, de fapt este chiar deck-ul nostru clasic pe care îl folosim zi de zi. Bun, hai să vedem. Începem cu Valkyria din spate. Ok, a trimis Elite Barbarii. Să punem aici Tesla și vom trimite și Arcași. Le-am pus ușor pe partea dreaptă. Oricum ele se vor despărți acolo. Da, și scăpăm binișor din acest atac. Hai să vedem dacă reușește Mini P.E.K.K.A. ca să scoată acel... Excelent! Excelent, a reușit acolo Mini P.E.K.K.A. să scoată Hunter-ul din joc. Acum, sincer să fiu, nu știu cum o să scăpăm de acest Royal Giant. E un pic cam greu. Ar fi fost bun Mini P.E.K.K.A. aici. Da, și vom da un push cu Hog și Valkyra. Ok, Valkyra s-a dus pe Hunter. Și Hog-ul pe turn reușește câteva hit-uri, dar destul de puține. Rămâne în avantaj el cu aproape 800 de hit points diferență. O să trimitem acum arcașele. Cred că tot de undeva din spate, dar le vom pune pe partea dreaptă, pe ambele. Punem și Mini P.E.K.K.A. acolo pe... Da, bun, o să punem Mini P.E.K.K.A. cu Freeze pe trupele lui. Scăpăm de Hunter cu 2 hituri din partea Mini P.E.K.K.A.-ului. Scăpăm și de Fisherman și reușim un atac excelent acolo. Mini P.E.K.K.A. trebuie să reușească un hit și aproape... Suntem aproape de victorie. Da, un match bun pentru noi. Un match foarte bun pentru noi. Să punem aici Valkyra. Da, scăpăm acolo de... Doborând turnul, scăpăm și de Royal Giant, scăpăm și de Fisherman și mai sunt 25 de secunde din această partidă. Bun, am scăpat și de Hunter. Trebuie doar să ne păstrăm acest avantaj. Să punem Freeze-ul. 9 secunde. Punem Tesla pentru că probabil va trimite barbarii pe final, nu? Renunțăm, n-am mai avea oricum șanse foarte mari și obținem prima victorie. Prima victorie din duel. Continuăm cu deck-ul cu Golem.
va fi un meci greu aici. Deckul cu Golem e un deck foarte pretențios. Poți câștiga cu el, dar poți și pierde foarte ușor. Trebuie să ai grijă când pui Golemul, uite, dacă îl pui prea devreme, s-ar putea să te trezești cu un push puternic pe partea opusă și să te scoată din meci. În fericire au targetat Golemul câțiva dintre scheletoni. Ei, și acum s-ar putea să-i luăm turnul din partea dreaptă. Ăsta ar fi unul din cazurile favorabile în care câștigăm un meci cu Golemul. Dar mai e mult până departe, așa că trebuie să stăm foarte precauți, să rămânem în apărare și să fim pregătiți de orice. Da, se pare că e destul de puternic push-ul și reușim să obținem victoria doar din doar două meciuri. Eu de obicei reușeam din 3 să obțin victoriile. Ok, luăm 416 fame-uri plus 4500 de gold, dacă nu mă înșel. Erau pentru o victorie în Colosseum. Și hai să continuăm, mai avem două decuri. O să dăm în battle-ul clasic. Nu o să luăm cel de ramp-up, parcă era acolo. Sau triple elixir. Și așteptăm să ne găsească un oponent. Bun. Hai să vedem. O să începem cu muschetirea din spate. Fireball vom trimite Hell Spirit-ul și balonul cu Lumberjack Bun, reușim câteva hituri foarte bune acolo. Dăm și un Z pe trupele lui și deja suntem în avantaj. În această partidă reușim să-i scoatem o grămadă de damage. Scăpăm și de eliți cu Infernul Taurul la jumătate, dar va pierde ușor din viață și vom rămâne fără el. Okay, încercăm un nou push cu Lumberjack și balon pe partea dreaptă. Dăm aici și un zap. Bun, scoatem turnul din dreapta și ar trebui să ne mai apărăm pe partea stângă. Ok, o să pun minionii. Da, și ne apropiem de ultimul minut. Punem aici un Inferno Tower. Se duce destul de agresiv hogul pe turnul din stânga. Și hai să vedem. Da, o să încercăm pe cât de mult posibil să ne păstrăm acest avantaj. O, am pus prost muschetirea, va da foarte probabil fireball-ul. Așteptam să dea fireball acolo pe Goblin Cage, pe turn și pe muschetiră, dar n-a făcut-o. Punem din nou Inferno Tower, mai sunt 20 de secunde. Ok, dăm un zap aici. Noi prindem din păcate toate trupele. Dar oricum, ne apropiem de victorie. Mai puțin de 3 secunde și obținem și victoria din battle. Mai câștigăm 1000 de gold.
plus 208 fame-uri. Fame-uri care, din, dacă nu mă înșel, se dublează pentru că e weekend. Așa că vor fi adunate 416. N-am fost atent. Da, oricum, suntem la distanță destul de consistentă de locul 3, care are 69.000, diferență de 2000 de fame-uri, 2700 chiar. Na, destul de greu să ajungem din urmă. Ok, și ultimul match. Vom juca tot în Battle-ul Classic. Dar văd că avem ceva probleme cu internetul. Sper să nu influențeze meciul. Da, vom trece pe date. Dacă va fi cazul. Bun. Începem cu Knight-ul. Punem și Firecracker-ul din spate. Băi, din ce am observat la deck-ul ăsta, e bine dacă nu au Arrows adversarii. Da, și Wizard-ul e counter bun pe deck-ul ăsta. Punem Fire Spiritele aici. Da, ieșim binișor din acest atac. Dar nu văd o soartă prea bună cu acel Wizard. Avem nevoie de un spell totuși în acest deck. Dar vom vedea. Punem și Firecracker-ul. A dat acolo poison, scăpăm cu doar două hituri. Nu rămâne în viață Firecracker-ul. Ar fi fost bine să rămână. Bun, și vreau să trimitem Battle Healer-ii amândoi împreună cu Elixir Golem-ul în față. Sau cu Knight-ul. Hai cu Knight-ul. Nu știu că e o idee chiar bună. Dar, din păcate, ne scoate. Încercăm din nou strategia cu cei doi Battle Healer-i. Da, nu scăpăm de... Nu scăpăm de Wizard, mai rău îi activăm și turnul. Da, și ultima șansă, încercăm cu... Să dăm push-ul cu... Oh, ce greșeală am făcut acolo. Cu Elixir Golem-ul, să trimitem acum și Fire Spiritele. Punem Goblin Hunt-ul aici. Și probabil ne va scoate turnul din dreapta și pierdem astfel ultimul meci. Oricum, am reușit 3 victorii. Două victorii la War, 3 meciuri câștigate din cele 4. Și eu zic că a fost un rezultat destul de bun. Am strâns ceva bănuți, am mai luat și fame-uri pentru clan. Și haideți să vedem acum ce mai
ce mai putem crește și unde mai putem face gold în cărți. Ok, avem 65.000 de gold. Asta înseamnă că putem upgrada o singură carte de la 11 la level 12. Hai să vedem. Ok. Hai să facem electro spiritul, pentru că foarte curând probabil îl vom duce și pe la level maxim, de îndată ce vom avea necesarul de cărți. Altceva nu știu, ar fi și Rage-ul și Bowler-ul. Da, toate merită, și X-Bow-ul, și Hunter-ul, chiar și Barbarian Barrel, execuționarea de asemenea, nu mai zic din legendare. Dar parcă aș vrea, sunt șanse mult mai mari să strângem cărțile pentru Electro Spirit înainte de oricare dintre epice, chiar și pentru Poison, care are nevoie de doar 31 de bucăți. Bun, hai să ducem Electro Spiritul la level 12 și avem 14.000 de Star Points. 10.000 o să-i băgăm pe Hyper Giant Snowball, să-l facem și pe Gold și astfel rămânem cu o singură carte maxată care nu are Star pe ea. Bun, băi, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!